Acum să trecem și prin versetele 5 și 6. Ea a născut un fiu, femeia a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Și femeia a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănit acolo 1260 de zile. Deci femeia reușește până la urmă să aducă acest copil pe lume. Iar dacă avem vreun dubiu că e vorba de Mesia, acest copil ne este descris clar că este cel ce are să cărumăiască toate neamurile cu un toiac de fier. O referință clară la Psalmul 2, unde vedem acolo o conversație între Dumnezeu și neamurile care se răzbătesc împotriva lui și a unsului său, adică Mesia. Și asta e o realitate care se întâmplă acum. Psalmul 2 se întâmplă acum. Iisus cârmuiește neamurile acum, chiar dacă ele se răzbătesc. Dumnezeu l-a uns pe muntele lui cel sfânt, în Sionul ceresc, în Ierusalimul ceresc. Nu poate să-l dea nimeni jos de acolo. El are toată autoritatea în cer și pe pământ acum, nu în viitor. Odată cu înălțarea lui, a fost întronat ca stăpân al creației. Psalmul 2 se împlinește acum. Așa îl aplică și apostolii în Fapte 4. Îl aplică la vremea lor, nu undeva într-un viitor îndepărtat. Hristos e Domnul acum. E unsul Domnului pe muntele Sionului acum. Iar imaginea asta cu copilul răpit la tronul lui Dumnezeu e o imagine a învierii și a înălțării lui Hristos la dreapta lui Dumnezeu, de unde stăpânește peste toată creația. Deci, într-un singur verset, ne este rezumată într-un fel toată lucrarea lui Hristos. Nașterea, viața, moartea, învierea, înălțarea și întronarea lui. Și ce se întâmplă imediat după aia? Aș vrea să observați că nu e loc de nicio paranteză. Foarte important. Imediat după aia, femeia fuge în pustie, unde e păzită de Dumnezeu și e hrănită 1260 de zile. 3 ani jumate biblici. Cei care interpretează femeia ca fiind Israelul etnic, urmașii trupești ai lui Avram, și cei 3 ani jumate ca fiind literal 3 ani jumate de necaz pentru Israel, pentru evrei, la finalul istoriei, trebuie să introducă în narațiunea asta o mare paranteză de câteva mii de ani. Pur și simplu trebuie să o introducă din burtă. Și dispensaționaliștii sunt de acord că primele 5 versete vorbesc de toată perioada asta până la prima venire a lui Isus. Dar după aia, versetul 6 spun că se va împlini undeva în ultimii 3 ani jumate din istorie. Deci pun o paranteză de mii de ani între versetul 5 și versetul 6. Pur și simplu din burtă. Nu avem voie să facem așa ceva. Nu avem voie să ne jucăm în felul ăsta cu Scriptura. Narațiunea curge. E legată toată. În aceste 6 versete avem descrisă, de fapt, toată istoria răscumpărării. Venirea lui Mesia împarte timpul în două. Înainte de Hristos și după Hristos. Exact cum calculăm și noi azi timpul, nu? Nu la întâmplare facem asta. Acest eveniment are implicații cosmice. Chiar și ateii se află în anul 2023 după Hristos. Oricât ar urâ asta. Se află în 2023 după Hristos. Și am vorbit dățile trecute că cei 3 ani jumate, pe care îi vom vedea menționați de mai multe ori în Apocalipsa, sunt o cifră simbolică și reprezintă mereu epoca bisericii. Toată această perioadă între prima și a doua venire a Domnului Isus, despre care a prorocit Daniel în Daniel capitolul 12. Exact asta avem descris și aici în Apocalipsa 12. După venirea lui Mesia, după ce copilul i-a adus pe lume, femeia, adică Israelul spiritual, poporul lui Dumnezeu, e păzit de Dumnezeu în pustie. Și aici e o referință la evreii care mergeau prin pustie spre Canaan. Exact acolo ne aflăm și noi acum.
noi biserica. Suntem păziți, suntem protejați și hrăniți în pustie în drum spre Canaanul Ceresc. Hrăniți cu mană cerească, adică cu cuvântul lui Dumnezeu. Mai devreme, în capitolul 11 din Apocalipsa, am văzut pentru prima oară această perioadă de 3 ani jumate, în care am văzut că cei doi martori sunt protejați de Dumnezeu în toată această perioadă. Nu pot fi omorâți. Și am zis că cei doi martori reprezintă biserica și mărturia ei în lume. Biserica care proclamă cuvântul lui Dumnezeu. E vorba de aceeași perioadă de timp, doar că e ilustrată diferit și privită dintr-un unghi diferit. Mesajul e același. Dumnezeu își protejează poporul. Și e vorba de protecție spirituală. Suntem păziți de satana, de balaur. Nu-și cer să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Se ruga Domnul Iisus în Ioan capitolul 17. La genul ăsta de protecție mă refer. Biserica e protejată de balaur din punct de vedere spiritual. Deci ce avem descris în aceste 6 versete e toată istoria răscumpărării. Nu avem voie să introducem aici în narațiune o perioadă de 1000 de ani între versetul 5 și 6. Pur și simplu nu avem voie să facem așa ceva. Am stricat tot. Dumnezeu vrea să ne rezume în câteva cuvinte toată istoria răscumpărării, ce s-a întâmplat înainte de venirea lui Mesia și ce se întâmplă după venirea lui Mesia, și noi adăugăm la cuvintele Lui. Pentru că nu ni se leagă nouă cu preconcepțiile noastre. Nu avem voie să facem așa ceva. În primele 5 versete avem descrisă într-un chip simbolic toată perioada asta dinaintea venirii lui Mesia, în care satana a încercat să oprească venirea pe lume a seminței femeii care avea să-i zdrobească capul. Dar nu a reușit. Copilul s-a născut, s-a înălțat la cer și stă la dreapta tronului lui Dumnezeu. Ce face acolo copilul acum? Ce face Mesia acum în ceruri? Ne spune Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15. Citând din Psalmul 110. Nu sunt invențiile lui. Și ne spune că acum Hristos trebuie să împărățească, că împărățește până îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele lui. Asta face Mesia acum. Împărțește din ceruri până îi va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele lui. Dar până va face asta, poporul lui e încă pe pământ. Frații lui spirituali sunt încă aici. Iar balaurul caută să-i nimicească. Îi persecută. Totuși, Dumnezeu îi protejează și hrănește în pustie. Până la a doua venire în glorie a Domnului Iisus. Până când vor ajunge și ei acolo unde este El, în prezența veșnică a lui Dumnezeu. Deci în versetul 6 avem descrisă într-un singur verset toată această perioadă dintre prima și a doua venire a Domnului Iisus, toată epoca bisericii. Apoi vom vedea data viitoare că narațiunea se reia de la momentul când copilul a fost înălțat la cer și ni se va descrie ce s-a întâmplat în momentul ăla în cer. Și apoi din nou ce se întâmplă cu femeia și rămășița seminței ei în toată perioada asta, de după înălțarea lui la cer. Vom vorbi mai multe despre asta dățile viitoare. Sper că nu v-am umplut capul cu prea multe informații și s-a înțeles ce am vrut să zic. Dacă am înțeles corect imaginile astea, ar trebui să rămânem muți de uimire înaintea suveranității lui Dumnezeu. Dumnezeu e suveran peste întreaga istorie. Toate sunt sub controlul Lui. Nimic nu mișcă fără voia Lui. Și ne le-a spus toate mai dinainte. Ne-a descris printr-un limbaj simbolic, în câteva versete, toată istoria. Chiar dacă Dumnezeu e implicat în istorie, El e și în afara ei. El vede totul din veșnicii. Și așa trebuie privită și cartea Apocalipsa. Și așa trebuie privite și aceste viziuni. Din veșnicii, prin ochii lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu prea mare. Ar trebui să rămânem muți de uimire înaintea suveranității Lui și a înțelepciunii Lui. A înțelepciunii și a simplității prin care ne-a descris toată istoria. Avem un Dumnezeu măreț,
înțelept, frumos și credincios. Să ne încredem în suveranitatea lui Dumnezeu. El știe de la început sfârșitul. Și ni l-a spus și nouă. Printr-un limbaj accesibil, printr-un limbaj pe care îl putem înțelege. Ni l-a desenat ca unor copii mici. Ne-a desenat toată istoria. Ca unor copii mici. E prea frumos, e prea măreț.